Celepte, cu persoane mai în vârstă, și așa mai departe. Mergem mai departe pentru nativii uh, săgetători. Vă uh, focalizați săptămâna următoare pe un anumit scop. Vom vedea mulți nativi uh, săgetători care abordează o nouă viziune asupra carierei, asupra zonei uh, sociale. Trebuie să vă așteptați oricum la neprevăzut în plan socioprofesional cu acest uranus pe casa 6. Uh, un Uranus care este foarte frumos aspectat, acum spuneam, de uh, Soare și de Pluton pe semne de Pământ. Deci, nativii săgetători își vor vedea în anumite vise cu ochii, să spunem așa, în plan uh, concret, chiar dacă, repet, vă puteți aștepta la neprevăzut. Uh, trebuie să deveniți și mai eficienți. Deci, oricât de eficienți ați fost până acum, este loc și de mai bine. Cu planeta norocului într-un semn prieten, nativii săgetători au o perioadă foarte favorabilă în care veți regândi lucrurile la locul de muncă, vă veți, veți simți dator să ajutați oamenii, mai ales pe cei care sunt mai puțin norocoși și aveți capacitatea de a arunca o privire de ansamblu asupra multor evenimente. Vom vedea mulți nativi săgetători care chiar nu mai au grijă, poate, de elemente de detaliu, pentru că se concentrează pe lucrurile majore, pe lucrurile mari, pe care le fac într-un mod aproape magnetic. Aș spune, foarte multă intuiție. Nativii săgetători oricum vor dori să construiască și să aibă foarte multă expansiune prin creativitate. Chiar dacă nativul săgetător nu are o profesie creativă, trebuie să facă, să găsească în așa fel o supapă în care să fie creativ, pentru că acolo este forța uh, acum și chiar vă puteți fructifica norocul fiind creativi. Este foarte important să fiți uh, creativi și să aveți și sentimentul de certitudine acolo unde vreți să faceți ceva. Este bine deci să nu vă îndoiți, indiferent ce... Chiar dacă, să spunem, există riscul eșecului, este bine să nu vă îndoiți. Se intensifică foarte mult intuiția în această uh, perioadă și trebuie să aveți certitudinea realizării, certitudinea unui uh, scop atins în orice domeniu în care uh, lucrați. Este preferabil în această perioadă să fiți foarte atenți atunci când... Uh, formulați o rugăminte către uh, cineva, trebuie să vă dați seama că acea persoană se obligă într-un fel sau trebuie să se oblige să vă răspundă favorabil. Nu este bine să vă îndoiți atunci când cereți ajutorul cuiva. Atunci pe casa treia spune așa cum tu ești responsabil atunci când ajuți pe cineva și ceilalți trebuie să fie responsabili atunci când se angajează că vă ajută. Pentru că de multe ori săgetătorii în acest optimism exagerat de Jupiter Chiar dacă ei ajută, ei se simt dator să ajute, nu se gândesc că și ceilalți ar trebui să-i ajute atunci când ei au nevoie de uh, alte persoane. Și atunci perioada spune în felul următor, pentru că este o perioadă exclusiv neptuniană, cu Neptun pe ultimele grade din cercul de 360. Asta înseamnă că trebuie să știm și să cerem corect, acolo unde și noi am fost corecți, pentru că altfel ne destabilizăm. Există acea vorbă celebră cum că ți s-a furat norocul. Poate este exagerat, dar atunci când tu ești amabil sau ești generos în exces și persoana respectivă este total opusul, se spune că poate să îți ia o parte din șansă și ca atare nativii săgetători în această perioadă este bine să încerce să-și recupereze șansa. Acolo unde au ajutat să fie atenți să solicite și dacă au nevoie și chiar să solicite de o manieră în care nu acceptă refuz. Spuneam că influxul saturnian pentru săgetător pe casa a treia arată faptul că personalitatea oamenilor care relaționați este foarte puternică, într-adevăr. Trebuie să găsiți determinarea interioară a acestora să vă ajute. Nu trebuie să vă rezumați doar la discuții formale, exterioare, la o șuietă, la o cafea. Nici de cum. Discuțiile trebuie să fie foarte bine întreținute, motivate și determinate astfel încât omul respectiv să simtă că nu are dreptul să vă uh, refuze, credeți-mă că aveți nevoie de sprijin și de ajutor, uh, se intensifică plăți karmice în care cei din jur vă datorează câte ceva, fiecare în felul lui, mai ales legat de sfera profesională unde sunt foarte multe schimbări și foarte multe solicitări, vom vedea un tracas pentru nativi săgetători în plan... Uh, uh, profesional, mai mult decât atât, chiar dacă este vorba despre expansivitate, majoritatea nativilor săgetători se vor dezvolta foarte frumos în această perioadă, dar ar trebui să vă raportați indiferent de natura profesiei la planul divin, pentru că acolo vine o zoră de inspirație foarte puternică și acolo puteți să primiți foarte multe mesaje. Se poate modifica însă ceva ce ține de activitatea concretă, este o perioadă în care veți înțelege câtă nevoie aveți ca și ceilalți să vă ajute, nu doar să vă solicite. Este o perioadă în care contează și planul acesta transcendent, adică parcă simțiți la cine puteți apela, cine trebuie să vă ajute, cine poate are dreptul să vă refuze și așa mai departe, oarecum. Universul vă ajută grația acestui Neptun pe final de pești în casa racului să înțelegeți tainele anumitor lucruri. Adică vedeți o persoană și ca nativ săgetător, mai ales dacă sunteți destul de liniștiți și relaxat, puteți simți dacă este nu știu, este indicat să apelați la acea persoană sau dacă persoana vă poate ajuta în zona în care, adică chipzuiți foarte bine pentru că veți avea tot felul de mesaje din acesta care vin direct de la univers. Și intrați într-un fel de simbioză cu Universul. Chiar simțiți? A venit cineva într-o vizită, avem o ședință cu cineva? Simțiți, pot să apelez la persoana aceasta sau nu pot să apelez la persoana aceasta? Deci, puteți apela cu încredere, a venit momentul să vă cereți și dumneavoastră drepturile, mai ales acolo unde ați uh, ajutat. Și uh, de o manieră, repet, uh, în care să nu existe uh, niciun fel de dubiu că puteți fi uh, refuzați. Mai mult decât atât, se vor închide și niște cercuri relaționale în care nativii săgetători s-ar putea să mai renunțe la anumite prietenii, nu neapărat prin ceartă, ci pur și simplu pentru că nu mai sunt constructive. Mergem mai departe pentru nativii Capricorn. Ce poate fi mai frumos decât acest Pluton, găzduit de semnul dumneavoastră, perfect aspectat pe semne de pământ? Ca atare, Capricornii sunt de o concretețe incredibilă în această perioadă, puteți realiza lucruri foarte, foarte... Um, foarte frumoase. Dacă ați putea, bine ar fi să aplicați uh, câtă vreme Pluton este în semnul nostru. deci o perioadă uh, cu ceva timp în urmă, de fapt, v-ați seama că trebuie să puneți anumite lucruri în practică, acum continuați. Este bine să, uh, însă să apreciați anumite momente în care puteți să le puneți și mai bine în uh, practică, anumite momente care sunt uh, favorabile. Uh, clar nu mai sunteți la, în nicio zonă la stadiu de începător Pentru că acest pluton în uh, Capricorn pe final uh, vorbește despre faptul că v-ați chinui suficient Încât acum să puteți avea pretenții și de la cei din jur și de la soartă până la urmă Să vină cu uh, propuneri foarte concrete de realizare acolo unde ați muncit destul de mult uh, până acum Având în vedere specificul cu zodii noastră, trebuie să înțelegeți faptul că nu vi se permite nimic necugetat, că nu vi se permite nimic care să nu fie calculat așa cum trebuie. Revenim oricum după publicitate cu un Capricorn. Am revenit pentru nativii Capricorn. Vorbeam cât de puternic este acest influx plutonian care permite realizarea unor proiecte de mare, mare concretețe. Dar, într-adevăr, trebuie și să mai schimbați anumite lucruri. De exemplu, dacă sunt persoane neproductive care vă trag în jos, n-ar strica să vă gândiți să. Nu mai justificați greșelile celorlalți și să vă gândiți puțin la interesul personal. Aici este o mică contradicție. Deși perioada invită prin grația aceasta neptuniană la generozitate, compasiune și la accesarea sufletului celorlalți, în egală măsură, tot această perioadă vorbește despre detașarea de asocieri greoaie, despre... Uh, despărțirea de persoanele care, să spunem, ne trag în jos și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fiți în fiecare zi în gardă, să prindeți mesajul mai exact al oricărei interacțiuni. Este o perioadă cu multă interacțiune pentru nativii uh, Capricorn. Uh, nu toate situațiile, să ne înțelegem, cu Pluton semn, n-ai cum să te întâlnești doar cu situații cu care ești familiarizat cu Pluton semn, vă întâlniți cu situații cu care nu aveți nicio legătură, de exemplu. Veți observa dezvoltarea unor capacități extrasenzoriale. Acest Pluton, care este totuși guvernatorul paranormalului, vă face să Așa că, neapărat să citiți gândurile celorlalți, dar în orice caz să aveți acces la informații de natură ezoterică, informații care vă ajută și chiar vă dau senzația de control. Mai mult decât atât, vom vedea mulți nativi capricorni care vor avea senzația că pot să-i ajute pe ceilalți și veți putea, într-o oarecare măsură, să faceți în așa fel încât uh, să fiți de ajutor pentru persoane care, nu știu, sunt mai uh, puțin uh, norocoase în acest uh, moment. Nativii Capricorn sunt într-o perioadă în care trebuie să se reinventeze, nu este suficient acum să munciți foarte mult, este un moment foarte important pentru progres. De exemplu, poate fi testată și zona în care câștigați mai, mult, mai mulți bani, mai multă atenție în plan financiar, dacă veți colabora cu persoane care, spre exemplu, au autoritate cu adevărat asupra dumneavoastră. De exemplu, nativii Capricorn sunt încurajați să relaționeze cu persoane care sunt... Um, să spunem așa, deosebite din punct de vedere al autorității, persoane care chiar au uh, autoritate. Prezența soarelui în semnul fecioarei pe al treilea decan, chiar dacă este opus cu Neptun astăzi, avem o, o poziție foarte fixă, ceea ce înseamnă că este o zi destul de confuză, s-ar putea să ne trezim chiar ca nativi Capricorn cu acest soare pe casa a noua. Deci pe axa 3-9, să, nu știu, poate vreți să încheiați un contract sau să reluați legătura cu o persoană, gândiți-vă de trei ori înainte să faceți acest lucru, poate nu este indicat să aveți acest entuziasm înainte să gândiți lucrurile foarte bine. Asta nu înseamnă că nu este bine să remediați uh, ceva. Aceste aspecte puternice pe Neptun, zilele acestea, opozițiile cu Soarele și cu Venus, vorbesc despre confuzii care oricum trebuie rezolvate. Pentru că tot ce îl agresează pe Neptun, pentru că Neptun acum are o componentă, spuneam, karmică, trebuie luate în calcul, ca și când acolo este zona cea mai delicată. Trebuie să justificați tot ceea ce gândiți, tot ceea ce simțiți din punct de vedere spiritual în această perioadă. Nativii Capricorn sunt foarte preocupați de zona aceasta ezoterică spirituală. Majoritatea au o legătură foarte puternică cu realitatea interioară. Este o perioadă în care chiar... Trebuie să aveți o conexiune interesantă, dar numai cu interiorul dumneavoastră, ci și cu interiorul celorlalți. Adică, relaționarea Capricornilor se face foarte clar, nici de cum pe zona exterioară, ci pe zona interioară. Adică, vă place mult mai mult să vorbiți cu sufletul oamenilor decât să vorbiți despre lucruri exterioare care nu au o componentă uh, sufletească. Este o perioadă care propune și promovare, propune și putere. Este o perioadă care vine și cu evenimente majore pe care destinul le impune, și destinul în această perioadă pentru Capricorn vine cu foarte multe uh, propuneri. Și mai mult decât atât, uh, veți recepționa destul de corect, uh, dacă vreți, mesajele celorlalți. Sunt foarte multe persoane care au capacitatea de, va, de a vă atrage atenția prin faptul că au destine mai, mai puțin, mai atipice. N-ar strica să le dați mai multă importanță. Iar acest Jupiter pe casa a patra vorbește despre un noroc deosebit pe care puteți să-l... Jupiter în această perioadă pentru toată lumea vorbește despre curaj. Cu cât ai mai mult curaj, cu atât îl activezi mai mult pe Jupiter ca planeta norocului. Pentru Capricorn, el se găsește pe casa familiei și pe casa caselor, pe casa imobilelor. Deci este bine aici, în zona aceasta, să aveți mai mult curaj. Nu se poate spune că nativii Capricorn duc lipsă de ambiție, ca atare și aici vom avea, vom înregistra o parte de avantaje pe zona aceasta ambițiilor personale. Mai mult decât atât, interacțiunea cu persoane care au reușit în viață poate fi foarte, foarte favorabilă. Sigur, noi nu putem da decât niște ponturi. Astrograma personală contează cel mai mult. Acestea sunt lucruri mult mai generale. Trebuie să înțelegem acest lucru. Mergem mai departe. Pentru nativii vărsător putem vorbi despre o mare șansă de noroc. Acest mare binefăcător Jupiter lansează și el un mesaj alături de Neptun prin intermediul mediului apropiat. Ca tare s-ar putea să fie și situații în care vă simțiți nedreptățiți, în care simțiți că ați muncit mai mult decât ați fi putut să duceți. Și în acele situații poate vă dați seama acum că dacă ați muncit mai puțin, dar ați relaționa mai mult sau ați căuta ajutor în exterior, poate ați rezolva mai multe lucruri. Ca atare îi sfătuim pe nativii vărsători, chiar dacă acest Saturn în semn vă obligă la foarte multă muncă, totuși vă sfătuim să mergeți și pe zona aceasta relațională, adică să vă sfătuiți cu cei din jur, să vă lăsați ajutați de către oameni, să nu faceți toate lucrurile pe cont propriu, și mai mult decât atât să vă raportați la autorități cu cea mai mare seriozitate. Seriozitatea este cuvântul cheie în această perioadă, deși se recomandă și oarece detașare este tot remarca pe care o facem la adresa lui Saturn. Seriozitate nu vă puteți asocia cu oameni nesinceri, nesiguri, neserioși, pentru că saturn este exact opusul a ceea ce am spus. Mai mult decât atât, nativii vărsători doresc să cunoască oameni care au entuziasm și care își doresc să facă lucrurile de grande, nu oameni care sunt conservatori și speriați atunci când vine vorba să facă ceva important. Foarte mulți nativi vărsători vom vedea care aleg să-și schimbe biroul, casa, mediul în care sunt obișnuit să lucreze, pentru că simt nevoia unei îmbunătățiri și chiar o vor, o vor face. Nu este indicat însă să vă sfătuiți în exces cu cei din jur, decât cu persoanele care au autoritate, pentru că alchimia aceasta plutoniană pe casa a 12 poate să vă inducă în eroare. Pentru că sunteți foarte sensibil, universul interior este extraordinar de puternic amprentat în această perioadă și s-ar putea să aveți un soi de constrângere interioară. Universul interior este oarecum stigmatizat. Sunt persoane care vin și vă solicită, tot timpul vă contrazic, tot timpul vin cu alte păreri sau vreți să faceți ceva și orice ați face, nu reușiți să faceți acel lucru. Și acest pluton pe casa a 12 -a vine și alchimizează tot ceea ce va aduce liniște sufletească, în sensul că vine și pune lucrurile cu totul altfel decât ar trebui ele să fie pentru a avea liniște sufletească. Și în acest context ușor, ostil, dar totodată alchimic, Nativi vărsători se văd <coughs> puși într-o situație în care Uh, sunt practic sau trebuie să devină proprii regizori ai propriului destin pentru a nu mai avea probleme. Și atunci trebuie să faceți lucrurile foarte cu multă înțelepciune și uh, cu multă măestrie pentru a nu mai fi victimele acestei forțe plutoniene. Adică oricât de mult ar vrea oricine să schimbe un context, dumneavoastră trebuie să știți exact măcar niște parametri cum se desfășoară. Să spunem, începe o zi de lucru, trebuie să știți că măcar trei acțiuni din ziua respectivă, orice ar face Pluton pe casa a 12 trebuie să desfășoare așa. Adică, măcar nu știu, o întâlnire cu o singură, cu o anumită persoană sau un proiect pe care trebuie să-l duceți la bun sfârșit sau să stați să scrieți anumite lucruri într-un caiet și așa mai departe. Măcar două, trei lucruri de peste zi trebuie să le faceți pur și simplu așa cum le-ați stabilit. Pentru că dacă o să permiteți forței plutoniene să vă Dea peste cap toate proiectele, s-ar putea să nu mai aveți deloc încredere, să nu mai aveți bucurie, să fiți tot timpul tulburați. Și atunci trebuie să faceți în așa fel încât să permiteți Universului să vină cu tot felul de sugestii care alchimizează lucrurile și vă fac să deveniți mai puternici, dar totuși să fie și anumite lucruri pe care le faceți -o anumită, uh, regular, cu o anumită regularitate. Revenim după publicitate. Am revenit pentru nativii pești. Urmează o perioadă în care, sigur, tartorul, să spunem așa, este Saturn pe casa 12. peștii pești își doresc prietenii bine plasate, își doresc persoane cu autoritate și cu influență în jurul lor. Trebuie însă ales foarte bine contextul, pentru că și contextul contează în această perioadă. Știm că este o perioadă foarte delicată în care supărările, blocajele, neregulile ne afectează mult mai mult decât de obicei, karma este accelerată, ca atare nativi pești simt din plin aceste aspecte, mult mai mult decât alte zodii, pentru că ei sunt gazdele lui Neptun în semn pe ultimele grade. Peștii pot simți și pericolul atunci când el apare, atât pericolul în viața lor, cât și pericolul în viața persoanelor apropiate, Avertismentele astrale în această perioadă trebuie luate foarte mult în calcul, cu Saturn pe casa a 12-a, cu Neptun în semn Mare atenție, de câte ori simțiți o stare mai specială, poate sunteți mai supărați, mai stresați, mai agitați Trebuie să luați măsuri destul de repede pentru că nu este bine să persistați în situații care vă agită într-o formă sau alta. Apar și elemente foarte speciale, foarte conectate cu alte dimensiuni, grație acestui Neptun pe al treilea decan, un Neptun care vorbește despre acest filon divin foarte semnificativ. Vom vedea nativ pești care fac foarte multe pelerinaje, care merg la mănăstiri, care merg în zone din acestea legate puternic de zona spirituală, care își regăsesc o parte a personalității pe care o credeau uitată, care merg pești, care merg în locurile copilăriei și așa mai departe. Toată această perioadă are un scop foarte clar și anume faptul că nativii pești trebuie să-și descop să descopere vocația. Foarte multe persoane se întreabă care este misiunea lor, pentru ce s-au născut și așa mai departe. A fiecare dintre noi, într-adevăr, avem o misiune, avem un scop pentru care ne-am născut, dar peștilor ar trebui să li se recunoască meritele în această perioadă cu Saturn pe ultimul semn. Peștii trec printr-o metamorfoză profundă, săptămâna ce urmează pot exista interacțiuni cu persoane care chiar vin să vă transmită un mesaj, un mesaj care... Este destul de semnificativ, sigur că da, în sensul că vă vorbește despre erori karmice, despre lucruri care trebuie neutralizate. Scopul perioadei este aceea de a vă forma o opinie concretă, corectă, asupra acestor erori karmice. Și este foarte important să priviți impersonal orice fel de um, corectură care vine din partea uh, destinului. Scopul în această perioadă pentru nativii pești este să găsească un sens spiritual, puternic spiritual, peștii nu au voie să trateze cu uh, indulgență sau cu indolență uh, greșelile, trebuie să analizeze gra uh, grația acestui Saturn pe casa a tot ceea ce ține de, repet, de erori făcute în trecut, poate chiar în vieța anterioară, pentru că perioada este puternic conectată cu acest trecut și cu, chiar cu viețile trecute. Uh, mai mult decât atât, sprijinul va veni prin Pluton perfect aspectat pe casa 11, pe casa prietenilor, prin intermediul unor oameni cu preocupări deosebite, persoane de mare forță. Peștii vor găsi suport moral, suport financiar, suport psihic prin intermediul unor persoane care au puterea de a ajuta. Deci nu trebuie să căutați ajutor acolo unde ajutorul, să spunem, nu are cum să vină. Ajutorul oricum va veni. Universul înregistrează orice cerere de ajutor și vă oferă prin intermediul unor persoane care sunt menite să vă ofere acest ajutor. Persoanele sigur se pot schimba într-o anumită perioadă a vieții vă ajuta cineva în altă perioadă vă va ajuta altcineva și așa mai departe. Există oricum un sens în toate acestea, dar cel mai important lucru pentru pești este să depisteze unde sunt aceste erori karmice, fără de care nu mai puteți merge înainte. Oricum este o săptămână care vine și cu ceva avantaje materiale, evident nu putem să-l ignorăm pe Jupiter, pe Casa Banilor, peștii pot face achiziții foarte frumoase, cu condiția să vă conectați corect la Planul Divin, adică să simțiți exact unde trebuie să fiți, să simțiți momentul, locul și persoanele în prezența cărora trebuie să vă uh, aflați undeva și evitați orice fel de uh, revoltă, orice fel de uh, supărare, să spunem așa, pe Univers sau pe, uh, nu știu, pe... Uh, evenimentele pe care le uh, propune Universul, pentru că totul are un scop foarte, foarte bine definit. Îl veți înțelege cu certitudine la un moment dat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Ne revedem și astă seară, alături de Marian Golea, de la ora 20. La revedere!